Trăim cu toții o realitate pe care nu o poate nega nimeni. Cu toții vom părăsi această lume. Important e cum o vom părăsi. Așa cum în această lume, de foarte multe ori, spunem că mie îmi place să fac treaba mea cu mâna mea. Da? Mie îmi place să dețin controlul afacerii mele. Mie îmi place să fiu eu cel care sunt, da? Pionul principal în tot ce e în jurul meu. Să știu tot ce se întâmplă. Eu vreau, eu. Așa și în ceea ce privește ziua de apoi. Să nu cumva să ne bazăm că o să vină după noi cineva și o să ne facă nouă, o să ne pregătească viitorul. Noi ne pregătim. Da? Se poate ca copiii care vin, nepoții noștri, să ne fie de folos în cazul în care noi i-am educat. Că dacă nu, este și partea aceasta opusă, nu? De ce Allah spune în Coran? În acea zi omul va fugi de fiul său, de soția lui, de mama, de tata. Vom fugi de toți. De ce? Pentru că nu ți-ai făcut datoria față de ei. De aceea este omul înțelept, este acela care înainte să părăsească această lume s-a străduit el și a pregătit, da? Și a pregătit viitorul, să zic. Viața veșnică cum o va trăi. Este alegerea noastră. Noi trebuie să facem. Așa cum și în afacerile lumești vrei ca tu să deții totul, și pe ceea ce privește viața din ziua de apoi, noi trebuie să ne străduim, să ne pregătim. Și asta ce înseamnă? Să nu ratăm nicio ocazie prin care putem face o faptă bună, putem face un bine. Nu ratăm nicio ocazie. Ai o posibilitate, ți-a 5 minute, 10 minute, fă binele. Pentru că acela este cel care va atârna greu în balanța lui Allah subhanahu wa ta'ala. Dacă nu ne străduim, dacă nu vânăm fapte bune, dacă nu facem fapte bune, dacă nu ne facem îndatoririle de bază de musulman, o să vină copiii după noi să facă rugăciunea. Dacă m-a văzut pe mine că nu fac rugăciunea, nici el nu o să facă rugăciunea. Și eu aștept ca să vină copilul să facă rugăciune pentru mine, să țină post pentru mine, să facă fapte bune pentru mine. Și eu ce o să spun în ziua de apoi lui Allah? O Allah, subhanahu wa ta'ala, m-am bazat pe aia din jurul meu, dar m-au trădat? De fapt, când dăm socoteală la Allah, cum mergem? În grup toți? Ferda, spune în Coran. Deci fiecare dintre noi, ferd. Câte unul, câte unul. Va da socoteală singur în fața lui Allah. Nu mai poți să spui, o Allah, el. Zilnic îmi zice, hai la o cafea, hai la un suc, dar nu zice, hai la moschee. Degeaba, cu cine vorbești? Ești în fața lui Allah tu și tu dai socoteală? De ce nu ai făcut rugăciunea? Nu poți să-i spui, m-a chemat X la cafea, m-a chemat Y și nu mi-a zis de rugăciune. Vorbe goale, pentru că tu, în fața lui Allah, ești singur. De aceea, acel drept credincios, acel credincios care vrea să izbândească atât în această lume, cât și în ziua de apoi, să caute lucrurile, să facă lucrurile în așa fel încât să-i fie folositoare lui. Atât în această viață, cât și în viața de apoi. Să nu se bazeze pe alții. Pentru că în ceea ce privește credința, credința o am eu. Credința nu este o cămașă. Noi, da, suntem mulți, poate, care privim la credință ca pe o cămașă. Mă duc să fac sport, îmi pun training. Mă îmbrac sport. Mă duc la invitat la o nuntă, la un eveniment important, mă duc la costum și cravată. Nu? Unii oameni când vin la moschee, haide, pune veșmântul credinței. Ești credincios, azi e vineri, alhamdulillah. Fac rugăciunea, sunt credincios. Am ieșit de la moschee, dau cămașa jos, o pun în mașină și continui cum eram. Nu merge. Credința nu este o cămașă, nu e un veșmânt. Credința este în tine. Nu e ceva care poți să-l scoți, să-l lași undeva și să-l pui când ai ieșit. Nu e un telefon pe care îl pui la intrare și îl iei la plecare. De aceea credința o purtăm cu noi. Nu port credința când intru pe poarta moscheii și o dau jos după ce am ieșit. Nu merge. Poate că mulți gândim așa. Sunt mulți oameni care gândesc, de Ramazan să fii bun, de ziua de vineri să fii bun și în rest nu contează. Ba chiar nu, nici măcar în vineri. Zice, cât ești la moschee? Pe când credința nu este un veșmânt.
companionii profetului sallallahu alaihi wa sallam prezentau credința așa. Spuneau, de parcă dădeam jos haina, haina politeismului și îmbrăcam haina islamului. Când acceptau islamul, adică renunțau la toate obiceiurile, tradițiile moștenite din strămoși, strămoși și acceptau tot ce este islamul. Noi nu putem. Nu putem. Dar au făcut părinții noștri, cred că e bine. Dar cum să renunțăm la ceva care au făcut, chiar dacă e greșit? Facem în continuare că e bine. Că dacă nu era bine, nu făceau ei. Odată ce ți-a spus că nu e bine, renunți la tot și te îndrepți către Allah subhanahu wa ta'ala să-ți dea ceea ce este bine. Asta este... Nu mă duc să arunc cu piatra în șeitan, cum a spus și în predicile trecute. Și stau și mă gândesc, băi, dar poate mai am nevoie de el când mă întorc. Să dau mai încet, să nu-l doară prea tare. Cum gândesc unii. Ca să nu-l rănesc prea tare pe șeitan, că după aia când mă întorc și am nevoie de el, nu mai ajută. Nu. Credința este în suflet, o purtăm cu noi, o întărim și oriunde ne-am aflat, credința este cu noi. Nu este un veșmânt, nu este un accesoriu, nu este un obiect, suntem noi. Așa trebuie să vedem credința. În clipa în care am văzut credința în felul acesta și în clipa în care nu am ratat nicio ocazie prin care să facem bine, să câștigăm răsplată, atunci, fără îndoială că dacă am intrat sub pământ și deasupra mea mi-a pus doar o piatră sau nici pe aia n-au pus-o, nu contează. Important e că eu de desubt, acolo să am saltea, acolo să am relax. Degeaba jos arde, e pedepsit, e nu știu ce și deasupra are palat din aur. Poți să-i pui și diamante. El dacă a reșit din mormânt și așa a alergat toată familia cu băta pe stradă, de ce au făcut această greșeală? Dar ignoranța oamenilor îi îndrumă către el. Vrea în mintea lui, în gândul lui, să facă un bine pentru tatăl care a decedat. Dar tu ca tată, dacă nu l-ai învățat pe fiul tău, pe copilul tău, nu i-ai dat o educație, să facă ceva ce este benefic ție după ce mori, așa se va întâmpla. Exact pilda fiului de unui cântăreț. Toată viața a cântat la orgă, la pian, știu eu, la chitară. Și când a murit tatălui, s-a dus la mormânt. Ce îi plăcea cel mai mult lui tatăl? Să cânte la chitară. A luat chitară și a început să cânte în mormânt. De ce? Pentru că el credea că astfel tatălui se va simți foarte bine acolo. Un om care toată viața a consumat alcool, ce fac copiii? Și pentru morți, întâi varsă jos când bea. Că îi plăcea lui tata. Și pentru morți. Adică amintești și cauți martori la păcatul tatălui tău toată viața ta. Ne amintești tuturor că tata a fost un alcoolist. Îi plăcea alcoolul. Allah să ne ferească. De aceea Islamul, profetul sallallahu alaihi wa sallam, ce ne îndeamnă? Să nu vorbim de morți decât lucrurile frumoase. Pentru că noi adunăm martori la păcatele care le-a făcut în viață. De aceea atât noi, cât și pe copiii noștri, trebuie să-i educăm în acest spirit al islamului. Dacă vrem ca acel palat să se învârte invers. Dar dacă vrem ca oamenii să zică, wow, ce mormânt i-au făcut, și nu le pasă ce e dedesubt, ce se întâmplă, atunci trăim pentru mulțumirea oamenilor și este exact exemplul omului care doarme în garaj, în magazie, pe o scândură, ca să nu facă mizerie în palatul pentru care a muncit o viață întreagă. Allah să ne ferească. De aceea, Allah subhanahu wa ta'ala să ne dăruiască credința care să ne îndrume către fapte bune, care să ne îndrume către ceea ce ne este folositor atât în această lume cât și în ziua de apoi. Allah să ne ferească de orice fapte care duce către pedeapsă. Allah subhanahu wa ta'ala să ne păzească, să ne țină pașii pe calea cea dreaptă. Până în ultima clipă care o trăim pe acest pământ, inshallah, și să fim dintre cei care căutăm mulțumirea lui Allah și nu mulțumirea oamenilor.